Eu nu știu cât trăiți dumneavoastră în căminul de la Hristo Botev. Și acum trăiți. Și acum. Eu am trăit în căminul de la Hristo Botev, fiind în calitate de procuror. Un cămin care era studențesc și pe urmă l-am privatizat, nu-i așa? Mulțumesc. Am trăit în calitate de procuror, în căminul de la Hristo Botev. Am trăit în calitate de vicedirector a Aer Moldova, în căminul studențesc la Hristo Botev. Am trăit încă 11 ani, încă din 2002 până în 2015, până în 2011, încă 9 ani, am trăit în calitate de avocat, în căminul de la Hristo Botev. Rețineți, în căminul de la Hristo Botev, ca mai apoi să-mi acumulez tot ce am putut eu, în țară, în străinătate, și să-mi pot construi, după atâta amar de vreme, să-mi pot construi o casă, care mi-a arătat-o la televizor de nu știu de câte ori, cred că de mii de ori, dacă nu chiar mai mult, să vă spună tuturor că acea casă, de fapt, sunt 11, că acea casă sunt bați din banii furați, bați din bani, nu știu de ce. Eu care n-am lucrat din 2000, până în momentul de față n-am lucrat o zi la stat. Și știți cine vorbește despre mine? Vorbește cel care n-are mai puține proprietăți decât mine, dar care n-a lucrat o zi la privat. Asta e marea diferență. El a lucrat în permanență la stat. Atât. Dacă eu n-aș fi plătit măcar un leu la stat, astăzi nu eram liber, nu eram independent, nu eram candidat la primărie. Știți de ce? M-ar fi zgâriat obrazul. Iar eu sunt un om liber. Și nu doar că sunt liber, am îndrăznit să mă apuc de piept cu cel mai mare criminal a tuturor timpurilor.